Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Oana Șlemco și vă invit să urmăriți comentariul zilei. Alături de mine în studio se află jurnalistul Sorin Avram. Bună, Sorin, și bine te-am regăsit! Bună, Oana, bine v-am regăsit! 9500 de semnături au fost strânse de un sucevean care locuiește în diaspora. El a lansat o petiție online cu scopul de a obține sprijin pentru introducerea unor noi curse pe aeroportul Ștefan cel Mare. Sucevenii vor să se introducă curse spre Bruxelles, Madrid, Paris, Dublin și Viena. Da, cum ți se pare ție această inițiativă? Da, e o inițiativă cetățenească. Bună, interesantă și este apărut din nevoia oamenilor de a călători mai repede din locurile unde lucrează, pentru că oamenii nu solicită, adică nu sunt cetățeni din Dublin, să zică, bă, dar eu vreau să merg să vizitez mănăstirile o dată pe lună. O dată merg la Voroneț, o dată la Suceviță, o dată la Putna, îmi place Bucovina, sunt nebuni. Nu, sunt români plecați la lucru. Și majoritatea sunt din această zonă, Suceava, Botoșa și o bucată din Neamț. Și de aia s-au strâns atât de multe semnături. Acum depinde de companiile aeriene, ele își fac niște planuri, că doar nu vreo companie aeriană e Crucea Roșie. Aeroportul nostru depinde și de mărimea aeroportului și de posibilitățile lui și noi, să nu uităm, suntem Suceava, un oraș cu 100.000 de locuitori. Bun, acum el e cam la jumatea drumului între Suceava și Botoșani. Dacă mai pui 80.000 de la Botoșani, sunt vreo 180.000. Depinde cum vrei să calculezi, că dacă pui județele, județul nostru este cam al 8-lea, al 9-lea ca mărime din țară din punct de vedere al populației. Botoșani are și el ceva, însă totuși nu te poți compara cu Bucureștiul, care noi suntem pe locul 5, nu? Adică ai Bucureștiul, care e București, ai după aceea Clujul, ai Timișoara, ai Iașu și cine mai este? Cred că noi suntem. Și după aia e Craiova, un oraș foarte mare. Craiova are 250.000-300.000 de locuitori și un oraș foarte mare și nu are cursele pe care le are Suceava. Și companiile aeriene, na, decid dacă fac ele calcule și... Dar s-ar putea ca această petiție să impulsioneze. Când o să vadă, uite, domnule, câți oameni sunt. Păi, n-au făcut companiile și până acum calcule și au renunțat la unele curse? Wizz Air, o companie foarte mare, nu au avut mai multe avioane și... respective. Iar la calculul pe care l-ai făcut, n-ar trebui să ținem cont și de realitatea zilelor noastre cu ucrainieni. Cu ucrainieni și n-ar trebui să punem acolo și ucrainieni. Sunt un procent de 30%. Da, da, repet, astea sunt companii private. Și ele vin acolo unde fac bani. Că dacă, și dacă ele calculează că nu fac bani, nu deschid cursele. E foarte simplu. Adică despre ce vorbim? Realitatea aceasta pe care ai descris-o tu în ceea ce privește, sau mă rog, care îi vizează pe românii din diaspora, s-ar schimba în vreun fel dacă am avea autostrăzi? Pentru că în momentul de față, cea mai ușoară sau cel mai scurt drum spre casă este pe calea aerului, da, la care ai avea autostrăzi. Ce? N-ai putea să circuli mai ușor și cu mașina. Da, sau niște trenuri de mare viteză, pentru că prea ne punem baza. Asta cu trenul stai puțin, de mare că prea viteză, ne punem baza în aeroportul acesta. Auzi, da, Oana, dar tu de la Roma, chiar dacă ai autostradă, ai venit cu mașina sau cu trenul acasă? Depinde de condițiile care mi-ar fi oferite, nu mi-ar, condițiile pe care le-ar pune la dispoziție compania aeriană sau... Da, doamna von der Leyen. Așa. Care merge de la Bruxelles la Strasbourg, cu ce merge? Cu trenul sau cu mașina? Și acolo sunt și autostrăzi și trenuri de mare viteză. Cu ce merge doamna von der Leyen? Păi nu știu, că nu mi-a comunicat. Merge cu avion. Da, dar este o excepție de la regulă. Avion privat. Nu, dar zic așa. Știu că a fost, adică, implicat într-un scandal la nivel internațional. Ai văzut că sunt discuții cu, cred că în Spania și în Franța, să nu se mai circule cu avionul pe distanțe care pot să fie parcurse cu trenul maxim 3 ore. Da? E o discuție de genul ăsta. În alte părți se circulă cu avionul și acolo unde sunt autostrăzi și trenuri. Da? Pe distanțe scurte. Dar nu e frumos să ai alternativă totuși? Da, dar tu, la noi e presiune. Ce vreau să spun este că există o presiune foarte mare pe aeroport în momentul de față. Și o să existe și în continuare. Și dacă faci autostradă, adică tu, dacă mergi la Frankfurt, mergi cu mașina sau cu avion?
Păi depinde. Adică depinde ce, dacă depinde ai de dus murături, brânze și salam de la Suceava, da, dar dacă ai de mers așa o săptămână să vezi pe cineva, mergi cu avionul, nu? De exemplu, am parcurs la un moment dat distanța între Barcelona și Valencia, care așa este de 400 de kilometri, sau mă rog, aproape 400 de kilometri. Și am parcurs-o cu trenul și am ajuns în 3 ore. Am călătorit, da, foarte în regulă. Da, sunt fan tren. Dar nu, discuția asta nu e din altfel. Nu, se discută foarte mult despre aeroport. Și da, e foarte important, e o presiune foarte mare peste această poartă de intrare în județul Suceava. De la Paris, de la Dublin, care nu sunt la 3 ore de mers cu trenul, sunt la foarte multe ore, adică sunt distanțe foarte lungi. De asta spun și oamenii n-au cerut curse de la Suceava până la Constanța, că normal ar fi și până la Constanța. Noi nu avem o cursă de Constanța vara. Sau în România nu există, poate, adică între orașe. În afară de orașe și capitală, ce legături aeriene sunt? Este vreo legătură Suceava-Timișoara? Nu, și-ar trebui. Mai este Iași-Timișoara? Nu știu dacă mai este. Nu. Este Suceava cu Craiova? Nu este. Nu, avem doar Suceava-București, iar prețul biletului să știi că este foarte mare. Cluj-București, Timișoara-București și Baia Mare-București. Eu vorbesc despre Suceava, despre legătura cu Suceava. Există o singură legătură internă Suceava-București, iar prețul biletului, să știi că nu este deloc de neglijat. Este destul de... Adică toată lumea știe lucrul ăsta, că e foarte scump. Tot s-a discutat despre concurență și să vină, că va scădea biletul, prețul biletului și așa mai departe. Dar ține prețurile sus, compania de stat Taro. Da, dar eu la București, de exemplu, aș călători și cu trenul, în situația în care... N-ar fi drumul 7 ore. Am călătorit aproape exclusiv cu trenul și am mers 7 ore. Răbdarea ta, Sorine, este ceva extraordinar. Acest permis, când mergeam într-o vreme foarte des, ce îmi permiteam să merg cu avionul, hai să fim serioși. Da, e multe de discutat aici. Trecem acum la un alt subiect. CSU Suceava a încheiat la egalitate meciul disputat duminică pe terenul echipei HSC Buzău, scor 31-31. Da, e un rezultat bun. Sunt două echipe cam egale ca valoare. Sunt cam pe acolo în clasament. Noi suntem acum, cred că, pe 7 și Buzău pe 8, ceva de genul ăsta. Înainte de partidă noi eram pe 8 și Buzău pe 6. Oricum, acolo, la mijlocul clasamentului, cu număr de puncte cam tot atâta. Meciul acesta a fost important pentru că, repet, sunt cam egale ca valoare și punctele poți să le iei de la echipe care sunt cam egale cu tine sau mai slabe. În momentul în care începi să pierzi puncte sau să nu câștigi puncte cu astfel de echipe, îți va fi mai greu. Dar comparativ cu anul trecut, Suceava stă mai bine. Anul trecut le-a țățit fundul celor de la CSU până în ultima etapă, când mergeau pe loc de baraj de menținere. Nu e o problemă asta, dar ca idee. Dar anul ăsta echipa merge, văd că mai bine, și bătaia pe care au luat-o de la Dinamo, de la campioana României, la numai 4 puncte, 4 goluri distanță, demonstrează că echipa e mai puternică. Și mă uitam ieri, adică tot în etapa asta, Dinamo le-a dat celor de la Timișoara la vreo 21 de goluri diferență. Bun, Timișoara este în spatele nostru. Dar este un rezultat bun spre foarte bun, egalul de la Buzău. Și anul ăsta sunt convins că în condițiile acestea Suceava va avea un plasament mai bun în campionat, cum așteptăm sala polivalent. Ca să vină și mai multă lume, acum la 300 de locuri în sală. Stai că numai mâine, nu-i miercuri, nu-i poi mâine, da? Și ne duce domnul primar Ion Rungu, că așa ai spus, da, de vinerea și mai anunțat. Că miercuri se face conferința de presă la... Viitoarea polivalentă, că nu există. Nu există pe șantier, unde se lucrează la polivalentă, la aia baza tip 1 EFA, terenul de fotbal, și la... Nu, acum parcul se va face, nu știu, dar miercuri o să vezi. Și deci miercuri este conferința de presă acolo și spunea că la anul, în 2025, anul viitor, da? Așa. Ori primăvară, ori cel târziu în vară, sala polivalentă va fi gata. Nu știu acum dacă să mă bucur sau nu. Deci nu. Atenție, că așa a spus și cu încălzirea din bazar și au trecut 10 ani de când a spus că va finaliza și bine, până la urmă a finalizat. Eu sunt de un scepticism rar, adică de un realism rar, dar eu îți spun numai ce zic.
Oricum, mă așteptam să ai un zâmbet mai larg când vorbești pe tema aceasta, pentru că tu aștepți investițiile acestea de 20 de ani. Despre polivalentă, care tu vorbești de 20 de ani, adică nu de azi, de ieri. Mai mult un stadion, da, așa și avea echipă de fotbal. Dar și polivalenta asta, de văzut cum o să iasă, e o investiție a Companiei Naționale de Investiții CNI, dar eu sunt tare curios dacă va avea acustica bună. Pentru că o sală polivalentă trebuie să o folosești nu doar pentru competiții sportive, ci și pentru concert. Și trebuie să ai o acustică foarte bună să organizezi un concert. Sorin, tu acum te legi de niște detalii, de finețe, așa? Nu sunt de finețe. Ba da, vinerea ai vorbit despre să nu fie, domnule, iarbă artificială, să fie gazon. Acum acustica să fie bună. Păi ori faci ceva, că nu faci. Dar oamenii aceștia fac ziduri, pun tribune. Să vedem, chiar îți cunosc cu acustica. Am înțeles. Mulțumesc, Sorin, pentru această discuție.